În perioada 21-25 octombrie, la școala gimnazială numărul 9 Suceava, are loc o etapă de mobilitate a proiectului Erasmus Plus, în cooperare cu mai multe țări europene, precum Polonia, Grecia, Italia, Spania, iar țara coordonatoare a proiectului este Turcia. Proiectul are în vedere instruirea elevilor în a deveni buni mediatori în soluționarea conflictelor. Vom instrui copiii noștri să poată să medieze conflictele care se ivesc între colegi. Deci, copiii mediază conflicte. Uneori, ei știu mai bine ceea ce se întâmplă între ei. Și de aceea, până să ajungă medierea unui conflict la adulți, este mai bine ca ei să vadă care ar fi rezolvarea acestei probleme. În acest sens, am creat o cameră de mediere. Avem copii care au început să fie instruiți și am însușit o parte din manualul de mediator, din cunoștințele aflate în manualul mediatorului. Avem mai mulți copii care au dorit să facă parte din acest proiect, însă pe parcursul timpului unii dintre ei și-au dat seama că nu pot să realizeze obiectivele proiectului, nu pot să se pună în pielea celuilalt, dacă am putea să spunem așa, și au renunțat. Însă, cu toate acestea, avem 70 de elevi care și-au anunțat participarea în cadrul acestui proiect. Luni 21 octombrie a avut loc primirea oaspeților din Polonia, Grecia, Italia, Spania și Turcia, iar cu această ocazie școala gimnazială Ion Creangă a organizat o serie de activități multiculturale de dans și muzică ce au implicat elevii școlii. Astăzi a avut loc ceremonia de primire a musafirilor. Așa cum ați văzut, s-a desfășurat în primă instanță în sala de ședințe când am făcut prezentările și am derulat un film de prezentare a școlii. Apoi, o primire oficială cu defilarea drapelelor țărilor participante și ați observat că participanții au avut parte și de o mică surpriză. Apoi vom merge în sala de ședință din nou, unde copiii vor primi un certificat de mediator. În cadrul evenimentului, grupe de elevi diferite au avut reprezentații de dansuri ale țărilor participante cu defilarea drapelelor acestora. După activitățile de primire, elevii au primit din partea școlii certificate de mediator, realizându-se o festivitate de premiere acestora. Anisia Ștubianu. Alicia Cozorici. Alexandru Boacă. Semenuc Miriam.
Pe data de 22 octombrie, reprezentanții țărilor menționate, împreună cu reprezentanții școlii numărul 9, sunt așteptați la Inspectoratul Școlar Județean Suceava. În următoarele zile, pe lângă munca pe care o vom depune în proiect, vom face și o excursie, dar este prea puțin spus excursie, pentru că este o vizită de lucru într-o școală din Pârtești, unde vorbitorii sunt polonezi, sunt etnici polonezi, și ca urmare dorim să le prezentăm partenerilor noștri și faptul că suntem implicați în medierea conflictelor, nu numai la nivel școlar.